Un bărbat din comuna Doljeană, Moțăței, și-a ieșit din minți când a văzut animalele unui cioban pe terenul care trebuia să-l păzească și și-a făcut singur dreptate. Tânărul în vârstă de 27 de ani a intrat intenționat cu mașina în 40 de capre și le-a omorât. Orbit de furie, bărbatul de 27 de ani a lovit cele 40 de capre intenționat cu mașina și nu s-a oprit decât atunci când a văzut că animalele nu mai respiră. Tânărul de 27 de ani a recurs la acest gest din cauza că animalele au intrat pe un teren pe care trebuia să-l păzească. Peste 40 de capre omorâte intenționat de radu pisoi s-a întâmplat în urmă cu două zile în localitatea moțăței din județul Dolj. A trecut cu mașina peste ele, s-a dus și s-a întors, iar în urmă a lăsat peste 40 de cadavre, suferință și durere. Nu, astfel de fapte nu trebuiesc mușamalizate, iar acest gen de indivizi trebuie să plătească, a precizat Daniela Popovici, președintele Asociației pentru Protecția Animalelor Dolj. Oamenii legii au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept și rănirea sau schingiuirea animalelor. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să facă închisoare între 3 luni și un an sau să fie amendat.